E prin emoții, Dumitru Dragomir și-a ținut consoarta de mână până a plecat avionul. Naționala lui Pițurcă s-a îmbarcat azi dimineață spre Cadiz pentru meciul amical cu Spania. Dumitru Dragomir a însoțit delegația și a avut emoții mari înainte de decolare. Nu-și mai găsea nevasta. Șeful Ligii o pierduse pe doamna Vica. A căutat-o preț de câteva secunde, iar când a găsit-o, a luat-o de mână și nu i-a mai dat drumul până când a urcat în avion. Cu excepția câtorva suporteri care au ținut să se fotografieze cu elevii lui Pițurcă, jucătorii nu au vorbit cu nimeni și s-au îndreptat în liniște spre controlul pașapoartelor. Chivu a așteptat răbdător chiar și în momentul în care tehnica a făcut figuri.